Absolvenții de clasa a 12 au susținut astăzi proba la alegerea profilului și specializării. Ca întotdeauna, emoțiile nu au lipsit din sala de examen. Probabil tot ele au fost motivul pentru care una dintre candidate a omis să renunțe la telefonul mobil la intrarea în sală. Fata a fost eliminată de către profesorii supraveghetori. Au fost înscriși 946 de candidați, prezenți 710, absenți 236. Astăzi am avut un eveniment nedorit până la această oră. O elevă la Colegiul Tehnic numărul 2 din Târgu Jiu a fost găsită cu telefonul în sala de examen. Tânăra va mai putea să susțină examenul de bacalaureat abia după două sesiuni. Prezentarea în sala de examen cu telefonul mobil este considerată tentativă de fraudă. Cât despre subiecte, opiniile candidaților au fost împărțite. Dacă unii au spus că au fost de nivel mediu, altora li s-au părut extrem de dificile. Nu au fost subiectele. Ușoare. Oare ce notă crezi că vei lua? Nu știu, chiar nu știu. Așteptăm rezultatul. Grele. Foarte grele. Ai avut biologia? Da, biologia. Și ce notă crezi că vei obține? O notă de trecere, 6. Sper. Ce subiecte ți-au pus astăzi? Nu le știu nicio, nici nu mă uit pe voi. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean Gorj, la proba de astăzi au fost înscriși 946 de tineri, iar cei mai mulți au optat pentru biologie. Rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat vor fi afișate luni, iar nemulțumiții vor putea să depună contestație în aceeași zi. Pe 4 septembrie se vor afișa rezultatele finale.